Sabrina a venit în curte acolo unde era doamna Loredana și a spus că se simte aiurea pentru că se simte foarte rău. Am înțeles că și ieri s-a simțit la fel. Întreba doamna Loredana cum adică e rău, ce simte, ce o doare, și Sabrina spunea că amețește foarte tare și că îi se pune așa ca un văl alb în fața ochilor. O doare foarte tare capul, spunea că i s-a dat din staff, i s-au dat niște pastile efervescente, dar le ia degeaba pentru că nu i se ameliorează starea. Întreba doamna Loredana dacă are perfuzii, dar Sabrina spunea că nu a întrebat dacă poate să-i facă și doamna Loredana i-a sugerat să stea puțin afară la aer, poate își revine. Că dacă stă așa moleșită și fără viață, cu siguranță nu o să-i fie bine, ci din ce în ce mai rău. Aici nu mai este vorba despre o cădere psihică, ci de o stare de rău fizică. Sperăm să îi treacă Sabrinei până mâine pentru a se bucura de sărbători împreună cu cei din casă.